Vă spun câteva secunde înainte de a începe a șlefui despre gletuitul cu gletele astea de la gletere.ro, Parfelist, care le-am primit în sponsorizare. În primul și în primul rând, cu toate că am greșit aici la peretele din spatele meu și am început cu o jumătate de perete, așa fiind eu obișnuit de la început. A, nu se compară cu gletera de mână. Da, cei care m-ați văzut cum dau, dacă credeți că nu dau bine, o să bag în față că e prima dată când folosesc așa ceva, rola, trafaletul pentru glet și asta. Dacă aveți un sfat, îl primesc cu mare, mare drag. Cât despre comparații la prima vedere, am aici vreo 2 metri jumate pătrați, nu se compară cu gletera de 30 cm sau chiar de 40 de mână. Nici în 10.000 de ani merită de împlinit. Mulțumesc gletere.ro pentru asta. Astea. Eu contribui. Că-mi place. Și după care am revenit, după ce am terminat peretele, lung de 3 metri jumătate aproximativ, am revenit de aici și am reînceput. Nu faceți așa ceva, foarte, foarte recomandat, la ce concluzie am ajuns eu, e să începeți peretele, dacă lucrezi eu, nu sunt singur, bineînțeles, începe peretele cât crezi tu, un metru, un metru jumătate maxim, dai de sus până jos, îndrept cu gletera, iar continui așa, pentru că se păstrează umiditatea între straturi, între intervale, ca să fiu mai exact. Pentru că ce s-a întâmplat, când m-am dus eu, m-am dus cu jumătatea asta pe lungimea de 3,5 metri liniar și când m-am dus acolo și am revenit încoace, s-a tras gletul și când dădeam cu gletera s-a se lua, apărea acele scrumțuri. Nu faceți ca mine. E foarte, foarte recomandat să dați de sus până jos, după cum am spus, și să veniți așa în trepte.
Și, într-adevăr, aceste gletiere sunt super, super mișto. Încă o altă fază, ca și recomandare, aici, la peretele, care este singurul perete din această încăpere, Tenco Yeti, iar ceilalți sunt pe gips carton, e foarte recomandat să faceți adezivul pentru finisaj un pic mai moale, cel puțin primul strat. Pentru că eu aici am dat două straturi și să nu mă întrebați de ce, după cum vedeți în clip, exact acum, în timp ce vorbesc, să nu mă întrebați de ce am dat cu gletiera și nu am dat cu trafaletul, pentru că habar nu am de ce, nu știu ce am avut în cap, dar indicat era de făcut adezivul mult, mult mai moale, după cum vedeți acum, în timp ce vorbesc, și el un pic mai tare, a fost un adeziv LASAK, care l-am făcut cu malaxorul. Probabil încă noi am acordat o atenție foarte, foarte mare acestui trafalet de la gletiere.ro. O să fac mențiunea, pentru că, ca să am și eu o scuză cât de cât plauzibilă, o să fac mențiunea că primul strat de finisare l-am dat pe peretele de tencuit cu gletiera, după care doar am finisat tot cu gletiera cea de 80 de centimetri. Astea sunt recomandările mele. Eu, fiind prima dată când am lucrat cu ele, mi-au fost învățături de minte, pe viitor știu mai bine, o să le folosesc cu foarte, foarte mare drag și, într-adevăr, să știți că împreună cu trafaletul, mărește productivitatea și sporul de muncă și faci mai mulți metri pătrați. Eu aici, la pereții ăștia, când am dat a doua mână, m-am jucat, m-am distrat, ca să spun așa, pentru că gleta de finisaj se dă două mâini, din ce știu eu. Și încă o chestie foarte, foarte importantă din ce am văzut eu, ce am dedus. Nu dați cu trafaletul cu glet și întindeți foarte, foarte bine gletul, pentru că pe peretele te cuie. Pentru că nu-ți rămâne nimica și nu se vede nimica. Trebuia să las mai mult glet pe trafalet și pe perete, să nu mai bidineau. Să măi trafaletul îngâleată mai des și să dau. Asta încă o altă învățătură de minte. La gips carton intenționat am făcut așa, pentru că la gips carton eu vreau doar să șterg, nu vreau să încarc eu gips carton în condițiile în care el este foarte, foarte drept din fabrică. Aici, la peretele tencuit, era indicat de făcut această treabă.
Astea fiind prezentate, vă menționez că vă spun și chiar vă recomand să încercați cei care lucrați într-un domeniu de ăsta. Eu mai mult presupun pe exterioare sau pe alte activități. Vă le recomand cu foarte, foarte mare drag și hotărâți să le testați măcar. Pentru că, după cum am văzut pe site www.glettere.ro, dacă nu ești mulțumit de produs, se poate returna, dar fac și eu ca Dragoș, inclusiv Daniel mi-a fost spus într-un comentariu pe YouTube că dau dependență. Chiar sunt foarte ok și o să, într-un viitor foarte, foarte apropiat, o să mai comand obligator o glitere de 30 de centimetri. Acum să văd și eu pe site ce mai este, că am nevoie. Un spatul de 15 centimetri sigur o să mai comand, o glitere de 30 sau 40, văd eu, pe care centimetri o să comand cu siguranță și o mistrie. Obligat o mistrie, o mistrie de dependentele. De aia semi-rotund în spate, la mâner și drept în față, nu alea trapezoidale. Și astea fiind prezentate, vă doresc o zi plăcută și nu uitați de un like și o abonare la acest canal pentru că este gratuit.